După școli a venit rândul grădinițelor să dea startul la înscrieri. Mulți părinți deja se interesează de condiții, prețuri și, bineînțeles, de educatoare. Grădinițele reghinene au oferte pentru toate cererile existente până în momentul de față. Au venit părinții să se intereseze de oferta grădiniței noastre și vreau să specific că la grădinița cu program normal numărul 2 oferta este următoarea. Avem două grupe la secția română, două la secția maghiară și o grupă la secția germană. Înscrierile se fac de la începutul lunii martie și până la sfârșitul lunii mai. Oferte au fost, noi suntem mulțumite și așteptăm cu mare drag să vină părinții să se intereseze de oferta grădiniței noastre. Instituțiile cu program prelungit își așteaptă deja noile generații. Personal cu dăruire pentru această meserie există, condiții bune pentru copii și, nu în ultimul rând, locuri disponibile sunt. Deci pentru anul școlar care vom începe în septembrie 2011 avem propus ca să înființăm două grupe pentru copiii preșcolari de 3 ani. Asta înseamnă două grupe mici. Eu am făcut demersurile către inspectoratul școlar și aștept să-mi vină răspunsul. Sper că răspunsul va fi pozitiv. Părinții se interesează, deocamdată în număr destul de mare. Le-am dat răspunsul afirmativ la 25 de copii cât am prevăzut că se vor înscrie într-o singură grupă și la ceilalți cu așteptare. Să vedem. Dar sperăm că se va rezolva situația. În municipiul nostru există grădinițe cu program prelungit și normal în toate cartierele, pentru ca fiecare copil să poată beneficia de o educație timpurie adecvată.